Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Cardio Run Slăfă 2013. Ultima oară, din păcate, am făcut egal cu cei de la Newcastle într-un meci în care s-a accidentat de Guzman și doi jucători de mei au luat roșu. Așa că voi fi nevoit să-l bag pe Santon încă o dată în poartă, pentru că, în ciuda faptului că este fundaș, a jucat extraordinar în poartă. În locul său în apărare va intra Richards, 21 de ani, overall-ul 68. Am vrut să-l vând sau să-l dau la schimb pe un portar, însă totuși a rămas la echipă. Acum are șansa să demonstreze că este valoros, pentru că va juca în apărare. Și de asemenea, în locul lui Williams, care a luat și el roșu, va intra Țâțe, care se întoarce din nou la echipă după o lungă perioadă de inactivitate. Din nou această față de prost pe care o are, caracteristică, 30 de ani. Sper să descurce în continuare cât de cât bine. De asemenea, de Guzman este accidentat. În locul său va intra Eschi. În locul lui de Guzman pe bară va intra Bradley, un fundaș. Bradley se pare că este mai bun decât Țâțe. Îmi pare rău, Țâțe, dar țapul cu creastă va intra în locul tău. Bradley va fi titular și nu Țâțe, pentru că are 71. Sper să descurce destul de bine apărare. Se pare că la West Ham este Angel Rangel. Va fi foarte frumos să ne întâlnim încă o dată cu el, să vedem de ce este în stare, dar sper să nu apere foarte bine. Ce dracu, mă? Băi, Graham, tot ești prost, mă. Din păcate, Graham este în continuare accidentat. Se pare că intrarea în meciul cu Newcastle i-a agravat situația. Acum trebuie să stea în continuare pe banca de rezerve. În locul său va intra Proctor. Jucăm împotriva celor de la West Ham. Va fi destul de greu, ținând cont că nu avem 4 titulari, dar suntem o echipă valoroasă și sper să câștigăm în continuare. Din nou să schimb vremea pentru că mă deranjează ploaia. Iată, îl vedeți și pe Angel Rangel, va fi titular, fostul nostru jucător, va fi prezent la West Ham în acest match. Sper să nu facă o treabă bună, deși Angel făcea mai mereu o treabă foarte bună la noi. În fine, sper că în ciuda faptului că Angel Rangel va juca un match bun, sper să câștigăm. Meciul începe și echipa noastră la lovitura de start. Donnelly către Micu, care este destul de obosit. Se pare că jucătorii mei nu prea stau bine cu stamina. Sunt aproape de jumate și meciul de-abia a început. Încă un minus pe care vom avea acest meci. Fără 4 titulari, cu jucători foarte obosiți, totuși sper să câștigăm. Margine lege. Îl vede foarte bine pe Pablo Hernandez. Pablo către Micu. Micu are spațiu. Gol! Micu! Minutul 5 deja, înscriem primul nostru gol. Micu cu un șut extraordinar din marginea careului reușește să deschidă scorul și este 1-0-4. Am început foarte bine acest match, exact ce ne trebuia. Un gol rapid pentru a ne îmbunătăți moralul. Acum trebuie decât să ne apărăm și să nu luăm gol. Foarte bine Dyer acum. Îl vede pe Bradley. Să vedem cum se va descurca Bradley, acest țigan care va juca în apărare astăzi. Vede pe Eschi. Eschi pe Urlegi. Urlegi nou pe Pablo Hernandez. Pablo către Donnelly. Donnelly intră în careu. Donnelly centrează bine și... Oh! Băi, dacă ai chef de exorcizări în careu, dă dracu pe poartă măcar. O semifoafecă a lui Urlegi, care însă nu a nimerit cadrul porții. Ce ocazie. Urlegi către Donnelly. Donnelly încearcă trecerea acolo, nereușită, pentru că e prea prost ca să existe. Până acum Santon n-a avut nimic de făcut în poartă. Orică era el, orică era Cornel, ar fi fost același lucru. Dyer încearcă să intre în centru, îl vede pe Micu. Micu către Pablo Hernandez. Pablo recuperează acolo Donnelly. Donnelly se întoarce. Donnelly... Oh! Donnelly! Minutul 19 și este 2-0. Echipa noastră poate face scor cu această penultimă clasată. Simt că putem. Să sperăm că jucătorii mei vor continua să joace bine și poate vom da un 5-6-0 care să ne violăm adversarii. Nobilul către coada de cal. Coada de cal către Nobil din nou. Nobil însă o pasă execrabilă. Dar nu pare niște adversari foarte fioroși. Putem da foarte multe goluri astăzi. Micu, îl vede pe Pablo, Pablo către Eschi, se întoarce, nu prea are cu cine combina, Eschi către Urlegi,
Legi către Micu, din nou Micu către Donelli. Donelli apără portarul. Încă o ocazie, foarte multe faze de poartă am avut până acum și este de-abia minutul 25. Eschi centrează bine. Donelli este acolo, Donelli. Un cap cam strâmb, din păcate. Are cap de forma unei piramide și de asta nu nimerește și el poarta, săracu. Iată-l pe Eschi, greșește în apărare și este pericol acum. Jarvis, nu știu ce are nume de bulion, dar în fine. Richards către Micu, Micu o preluare bună, Micu urcă, Micu urcă. Îl vede foarte bine pe Donelli acolo, Donelli! Oh! A tras un șut mai slab decât silueta maică-si de pe centură. Iată, doamne, Donelli, dar nu-i omorât băiatule. Știu că ești nervos că ai tras prost, dar nu le da cu pumnii în cap la aia. Donelli pasă către arbitru care se vedește foarte bine. Dyer o trecere foarte ușor. Iată, bă, dar ce ușă de cad, mă. Deci pur și simplu cad degeaba ăștia. Centrează bine și foarte bine s-a bătut Rudlegi acolo. Foarte aproape de a scrie și el primului gol din acest meci. Acum o șansă importantă, Nobilul. Nobilul către Diare. Diare foarte bine trece acolo, Diare joacă extraordinar. Jarvis însă, bulionul prost, nu reușește să dea gol. Și acum avansează foarte bine acolo Dyer, îl vede foarte bine pe Dyer. Dyer este singur cu portarul. Du-te Dyer, du-te că îl spătesc alocația dacă te duci. Dyer, pase bună și Rudlegi. Dacă nu înscriai Rudlegi te dai afară, căcat prost. Este 3-0. Gol ușor înscris de Rudlegi pentru că am dat o pase cu Dyer foarte bună. Foarte bună viteza lui Dyer de asemenea. Iată 3-0 la pauză, un scor perfect. Dacă vor întoarce acest rezultat, eu îmi voi da demisia de la echipă. Se încheie prima repriză, 3-0 și pot odihni câțiva jucători foarte obosiți. Să vedem ce este cel mai obosit. Micu, foarte obosit se pare. A fost aseară la Mike sau Graham. A întreținut un raport sexual cu ea și după cum vedeți nu prea poate să alerge acum. Mai ales din cauza că a fost violat la propriu. Și strivit de asemenea de cele 2 tone pe care le cântărește Mike sau Graham. Așa că nu prea poate juca fotbal. A intrat cu Maseron în locul lui. Mai este obosit și Rudlegi. În locul său va intra Edwards, mâini de foarfece. Și cam atât. Deși și Pablo Hernandez este foarte obosit. Hai să-l dăm afară pe Pablo. În locul lui Pablo va intra Lucas Augustin. Augustin. 3 schimbări pentru că meciul nu se mai poate întoarce. Este 3-0. Aproape imposibil pentru adversar să revină. Și iată. Avem în teren 7 jucători care nu sunt titulari de obicei. Într-un meci oficial, nu pot să cred. Urcă Dyer acolo din nou foarte bine. Cursa lui Dyer, Dyer o plăoare foarte bună. Dyer extraordinar acolo, Dyer nu se oprește din viteza sa, e incredibilă. Dar până la urmă poate îi scoate mingea din fund. Până acum cei de la West Ham n-au avut nici măcar un șut pe poartă. Santon n-a avut nicio problemă. Pur și simplu a stat acolo masturbându-se. Micu intră în centru, Micul vede pe Augustin care face o preluare la fel de bună ca și penisul lui Mike-sa. Edwards. Edwards dă în centru cu Augustin. Augustin se pare că este negru și de asemenea este și țigan, așa că asta e un plus pentru el. Augustin către Edwards. Edwards, șut bun pe centru, însă respinge portarul. Dacă ați putea să dați și minge, copii proști. Iată pe cum Asero, preluare bună către Donelli. Donelli intră în careu. Donelli! Oh, ce torpire are Donelli! Și va fi corner. 3-0. Edward centrează. Donelli este acolo, însă nu reușește acum. Augustin are spațiu de șut. Augustin! În capul lui Taurul ăla. Faultat! Arbitrul nostru cam tumoristic de fel nu dă fault. Acum Nolan Barbaru către Diarea. Diarea! Pas în spate, degajare bună acolo și scapă Nolan Barbarul. Nolan, Nolan către Aitfana. Aitfana 1-1 cu Santon. Santon, no, no, no. 3-1. Eu mă băgasem cu jucătorul în poartă. Nu știu ce dracu să mai fac. Uitați-vă pe Richards, cred. A făcut o lume care în plasă. Știa că va fi gol. Și a zis, dacă e tot gol, hai să mă bucur și eu dinainte. Și a intrat cu penisul în poartă. Iată o fault acolo. Făcut de cum a se fără motiv. Cam prost de fel cu Masero. Minutul 68, 1-3. Dacă vom fi egalați, jur că îmi voi da demisia. Augustin e sănătos sau nu e sănătos? Te întreb și eu. Care are nevoie preotul de bani și face exorcizări? Dacă ești interesat. Mai ne trebuie un gol pentru a ne liniști pe acest final. Și Dyer vrea să-l înscrie.
Dyer, ce fază, Dyer! Șut blocat, hai mă, dă-i mă căcat prost. Bă, dar ești prost ca măta, bă, Donnelly. Donnelly către Eschi, Eschi către Kuma, Sero, cursă foarte bună, Kuma, Edwards, 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 intră în careu, Edwards, gol! Edwards, 4-1 și Edwards reușește primul său gol la echipă. O fază frumoasă, am fost plăcut surprins de viteza sa, nu mă așteptam, însă iată, 4-1, am crezut că este Kuma Sero la început, însă nu era el. Și iată acum, nu mai au cum să revină. Dar de cât 6 goluri a dat căcat prost. Se pare că țiganul Mioritic, deși a jucat cam toate minutele, a dat de cât 6 goluri la echipă. Nu știu cum dracu. Cred că și Eschiel a multe goluri ca el. 81, 4-1, vor fi 3 puncte foarte importante obținute. Iată-l pe Eschi, își bate joc de adversari. Și acum Eschi din nou. Eschi un număr extraordinar faultat însă. Și va primi galben acel negru prost. Da, galben, dementul. Vedem pe Eschi, pasă scurtă către Barley, Barley intră în careu, Barley se întoarce bine, Barley către Dyer, foarte greu pentru Dyer acolo cu 4 adversari lângă el. Iată a ieșit Diarea, în locul său a intrat Vaste, să nu mai contează, 4-1, probabil vă face 5-1 pe faza asta. Da, pasă foarte bună pentru Dyer, Dyer intră în careu, Dyer, dă, ești prost Dyer, să mor eu, dar nu e cel mai prost jucător din lume. Comasero, fază foarte bună, Comasero, 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 pe lângă poartă, ce fază frumoasă a făcut tânărul Comasero, un șut foarte frumos la colțul lung, dacă era și gol, plângeam aici de fericire. Vaste, acum, centrează bine, din păcate s-a întors, se pune în genunchi pentru a face un blowjob lui Richards, însă acesta refuză și se întoarce cu spatele. Asta e, oricum era de așteptat cu un portar care de profesie este fundaș în poartă, nu prea ai șanse. Nu e nimic, 4-2. Hai, Dyer, nu mai te viola cu adversarii, te rog eu frumos. Și iată, s-a terminat 4-2, 3 puncte imense. Poate voi reuși să revenim pe locul 4, un loc pe care îl doresc foarte mult. Iată cum Asero, cel mai prost om de pe teren, decât 4.6, deși a făcut câteva faze bune. Donnelly, omul meciului, de asemenea și Mico a avut un scor foarte bun, 7.4. Și Dyer un punctaj 7.9 foarte bun. Iată-l pe Eschi 8.3. Santon, iată 5.3 are scorul. Probabil a luat mai mult decât lua Cornel de obicei. În sfârșit jucătorii mei nu mai sunt suspendați. Iată William se va întoarce meciul următor și de asemenea se va întoarce și Cornel, ucigașul de jucători, înapoi. Angel nu prea s-a văzut în acest meci. A jucat tot meciul, însă nu prea a avut șanse. A scăpat de două ori Dyer pe partea lui foarte ușor. Cu siguranță n-are viteza lui Dyer. Dar se pare că Daniel Alfei îmi spune ceva. Stai să văd ce scrie aici. Dacă crezi că aș putea avea o șansă cu maică-sa lui Graham, te rog să vorbești cu ea pentru că mie mi-este rușine. Apropo, mai cere 5 lei pe oral sau 6 lei? Iată, am rămas pe locul 5. Însă avem un meci minus față de Tottenham și Everton. Meci pe care dacă îl vom câștiga... Și aici este incredibil. Dacă vom câștiga meciul următor, vom ajunge pe locul 3 în Premier League. Wow, ce veste! Chiar nu așteptam. Locul 3 în Premier League dacă câștigăm meciul următor. Cu siguranță miza va fi uriașă în meciul următor cu West Bromwich Albion, echipa la care se află și Tamaș, dar probabil nu va juca. Ile mai ocupa să spargă uși să îmbete decât să joace fotbal. Haideți să fac legătura lui Alfei cu Mike Graham. Alfei, mă auzi? Alfei? Hai că îți fac legătura câteva secunde cu Max Abraham. Ok, ei, mulțumesc. Gata, haide să ascultăm conversația celor doi. Alo? Alo, mama lui Graham? Da, sunt pe aici pe centură. Admir peisajul. Însă v-am mai spus, nu-l donez pe Graham științei să face experimente pe el. V-am spus, o fie el proș cu două penisuri și un testicol. Dar e fiul meu adoptat. Eu sunt coleg cu Pablo. Mi-a spus că oferiți niște servicii. Ne. Spune repede mărimea, poziția și prețul, că vine un țigan din Bihor. Vă dau 100 lei, dar am 5 cm de oferit.
Te dracu în familia Mătis, bați joc de mine cu ceapa aia de penis că te strivesc, gândacu dracucești! Alo, hei, șoferul, șoferul, mă luați pe mine tir, vă rog șoferul de Bihor, șoferul de Bihor, lați-mă și pe mine, lați-mă, vă rog, lați-mă! Nu, scuze, nu vreau, eu sunt vorm și mă alergă un preot nebun! Ah, iar vine! Nu! Fără exorcizări! Nu! Hei, păi firă-ți ai, dracu de proști, bă, ăsta, bă, penis destruț! Mai ai la telefon? Da? Zi lui Pablo să vină mai repede. Da, dar eu... Hai, pa, dă-te în pola mea. Închin cu această conversație de natură neandertaliană, în care se reflectă prostia și obsesiile patologice ale caracterului uman, vreau să spun că acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe și până data viitoare vă urez tuturor o zi bună.